Vreți să vedeți un film pe internet și vă disperă faptul că se încarcă foarte greu, că îngheață în mijlocul acțiunii, că site-urile se blochează? Potrivit experților, peste 2-3 ani astfel de probleme vor deveni istorie grație tehnologiei 5G, care va face ca internetul să devină un serviciu instant precum televiziunea, relatează gadgetreport.ro. Testele făcute la începutul acestui an la Mobile World Congress de la Barcelona au arătat că tehnologia 5G este capabilă să ofere viteze de 3,77 gigabits pe secundă față de maxim 350 de mega pe secundă cât oferă internetul 4G+. Viteza incredibilă de transfer, ce va putea ajunge la până la 10 giga pe secundă, va permite dezvoltarea la scară largă a serviciilor de streaming în format 4K, astfel că nu este exclus ca în următorii ani posturile TV să-și tacă emisia pe internet. Tehnologia 5G va permite de asemenea dezvoltarea mașinilor inteligente, a electrocasnicelor conectate la internet și, în general, a transferului de date la un nivel fără precedent, astfel încât accesul la informație va deveni instantaneu, indiferent de unde îl accesezi. În premieră europeană, Samsung, Orange și Cisco testează în aceste zile tehnologia 5G în județul Cluj. În test au fost selectați un număr de 15 clienți care au experimentat în premieră noua tehnologie chiar din confortul propriilor case. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul terminalelor 5G Samsung, amplasate alternativ atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor, ce au transmis semnalul 5G către rutele Wi-Fi de la Cisco. Pentru a testa capacitatea rețelei în condiții reale de utilizare, clienții au fost încurajați să folosească simultan aplicații ce presupun un consum mare de resurse, precum conținutul video 4K sau cloud gaming. Tehnologia 5G s-a remarcat nu doar prin viteză, ci și prin accesibilitatea pe care o oferă clienților, fiind o soluție complementară fibre optice. În plus, tehnologia 5G a eliminat necesitatea instalării de cabluri, un beneficiu pentru zonele istorice sau rezidențiale, unde sunt restricții pentru instalarea fibre optice.